Britanicii vor din nou în Uniunea Europeană. O arată cele mai recente sondaje de opinie. Criza forței de muncă apărută în urma Brexitului a făcut ca multe produse europene să nu se mai găsească în rafturile magazinelor, iar prețurile să explodeze. Percepțiile pro-Uniunea Europeană vin și după ce guvernul a anunțat că PIB-ul țării va scădea cu 4%. Eu cred că nici măcar cei mai pesimiști susținătorii a Brexitului nu credeau că Brexitul să aibă chiar așa un efect asupra la tot ce se întâmplă în UK. Adică am și auzit pe mulți care spun că acum le pare rău. La 5 ani după ce au votat ieșirea din Uniunea Europeană, britanicii regretă. 53% dintre ei vor ca Marea Britanie să revină în UE. Adică unul din 10 alegători care au fost pro-Brexit și-a schimbat acum opinia. Initially, I think a lot of people, well, the majority of us did believe that it was going to be the right move. We don't have enough people to drive the wagons, drive the vans, work at the shops and things like that. And now it's becoming such an issue. Eu sunt arhitect. Am putut observa o creștere a prețului cherestelei de până la 3 ori în ultimul an, iar nu este foarte sigur dacă ni se trage de la ieșirea din Uniunea Europeană. Din cauza Brexit-ului, ei nu mai au avut și de COVID-ul, au avut probleme cu importatul de piese, de cablaje. Nu s-au fabricat camioanele noi. Cu toate acestea, cea mai mare problemă post-Brexit este criza forței de muncă. UK nu ne dă oportunitatea, nu ne dă șansa de a ajuta șoferii români să-i aducem în UK pentru a le oferi un loc de muncă. Până înainte de Brexit, am adus șoferi din România. Este foarte greu să găsim personal, tot felul de legislație noi care schimbă absolut orice. More British employers are asking us to try bring back the Europeans they send home. The UK suffer from a skills shortage, and with every EU workers, the shortage could drastically increase. Angajatorii cer guvernului să extindă sistemul de vize pentru a atrage mai mult personal din străinătate. Recunoaștem că este o problemă la nivelul Marii Britanii. Sunt mulți angajatori care recunosc acest lucru ca și factor determinant și pentru acest lucru cred că am început acum să sprijinim și o petiție care la momentul de față încearcă să ușureze sistemul de a aplica pentru job-uri. Pentru ca guvernul din Marea Britanie să răspundă, inițiatorii petiției trebuie să strângă cel puțin 10.000 de semnături.